Bărbatul în vârstă de 30 de ani nu deținea documente valabile pentru a-i se permite tranzitul, context în care polițiștii de frontieră vasluieni i-au refuzat ieșirea din România. După aproximativ 3 ore de la prima încercare, același cetățean s-a prezentat pe o altă pistă de ieșire din România, prezentând pe lângă cartea de identitate emisă de autoritățile române și un pașaport emis de autoritățile din Republica Moldova, expirat din 2007, împrejurare în care a strecurat printre filele documentului și suma de 50 de euro cu titlu de mită. Polițistul de frontieră în cauză a refuzat suma de bani, aducându-i totodată la cunoștința făptuitorului că fapta sa constituie infracțiune. Cu toate acestea, bărbatul a insistat să-i se permită tranzitul frontierei de stat, motiv pentru care agentul de poliție de frontieră a sesizat ofițerii Direcției Generale Anticorupție Vaslui. Oamenii legii l-au prezentat pe moldovean la parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, ocazie cu care s-a stabilit ca acesta din urmă să fie cercetat în stare de libertate pentru comiterea infracțiunii de dare de mită. Bărbatul s-a ales cu dosar penal și riscă și închisoare de la 1 la 3 ani.